Bună dimineața, într-o altă zi de aici din Islanda. După cum se poate vedea, cam atât de schimbătoare poate fi vremea, după ce ieri a fost soare și foarte cald. Mă rog, erau cred că vreo 16 grade. Astăzi cerul arată cam așa și nu știu dacă se vede și pe cameră, dar fulguiește. Și e foarte, foarte frig. Vă amintiți cum era aseară? A fost un cer senin și atât de frumos și cald. Uitați-vă cum e dimineață. Da, niciodată să nu lași pe a doua zi ceva ce vrei să faci în ziua aia în Islanda, pentru că nu mai poți. Da, ieri a fost soare și am văzut lumea în tricou, acum ninge. Da, am vrut să facem niște poze aseară. Nu le-am făcut, nu o să le mai facem. Da, e undeva în spate se vedeau munții, nu... Acum sunt doar urmele lor. Probabil pe cineva vom face ceva de mâncare și o cafeluță. Vom pleca pentru că avem un drum lung de făcut. 5 ore de condus. 5 ore de condus. Punem chef la vis. Și sperăm să se mai îmbunătățească un pic vremea. Pentru că nu e prea fană să conduci pe vreme ca asta. Avem și niște pescăruși islandezi în parcare. Și au luat zbor. Ne-am oprit aici la un viewpoint. Deși pare foarte soare, e foarte, foarte frig. Aici trebuie să fie undeva în capăt, pe drumul ăsta, piatra pe care a avut loc ultima execuție din Islanda, la 1860. 1830. Doar că nu mai mergem până acolo, pentru că deși este soare, bate foarte, foarte tare vântul și un vânt ăsta foarte, foarte rece. Și cam degerăm, așa că o să ne îmbarcăm nou în mașină și o să pornim cu o dată la drum, că acolo e cald și bine. Haideți! Oh, nu pot să deschid ușa. Am revenit un pic mai de la căldurică. Bine, eu am rămas așa pentru că nu, încă nu m-am încălzit. Mai stau un pic așa. E ciorul pe zi că m-am încălzit, dar la mine e mai greu să-mi dau geaca jos din mers. Din mers, da. Foarte frumos view, dar efectiv ne lua pe sus vântul. Am înghețat, n-am avut nici pantalonii de vânt eu. Că am zis că astăzi, da, e drum de mers cu mașina, mi-am pus niște colanți pe mine, aia e, dar... Da, nu prea. Foarte drăguț. Stocul, puteți să vă opriți, poate nu prindeți vânt. Deși în Islanda, da, fără vânt, am mai prins. Dar a început, ce-i drept, a început de aseară, ne zgârția bine mașina de aseară. Am crezut că avem o mașină mare până a început să bată vântul. Am ajuns și în ultimul camping, în Vogar. Am parcat acum mașina, începe să ne apuce deja nostalgia. Este ultima noastră noapte în mașinuța noastră. Mâine o să dormim la un guest house. Și haideți să vedem, acesta este unul dintre campingurile cele mai folosite pentru plecare și venire, pentru că e aproape de aeroport și aproape de Blue Lagoon. De asta stăm și noi în el, că e aproape de Blue Lagoon, nu de aeroport, că o să mai stăm o noapte în Reykjavik. Avem aici toalete și în clădirea aia din spate ni s-a zis că avem dușuri și toalete. Cred că putem să mergem să vedem cum arată. Ok, aici avem par la comun, două
toalete și un duș. Trage asta, pentru că altfel te vede oricine intră. Am înțeles, trebuie să trage asta. Foarte neoptime au oamenii ăștia, adică nu par făcute pentru campinguri, toaletele. Și cred că atâta. Și mai e toaletă pentru, mă rog, în spațiu, la fel pentru persoane cu dizabilități. Haideți să dăm roate, dar nu cred că mai e ceva. A, și pentru aceste facilități, plus bucătărie, că avem și bucătărie, ce-i drept, plătim 2000 de coroane islandeze pe noapte. De persoană. De persoană. Este ok, am stat în campinguri mai scumpe. Și în unele doar puțin mai ieftine, așa că cam ăsta-i prețul. Cel puțin acum. Nu știu cele de vară, noi nu am reușit să stăm în cele de vară, ca să știm mai multe. Pentru că este încă aprilie și nu prea sunt deschise. Când o să vedeți voi aceste vloguri, voi o să puteți să stați în toate. Și acum noi o să mergem pentru că trebuie să facem curățenie în mașină, să facem bagajele, să lăsăm totul lună, pentru că altfel ne cere bani dacă ducem mașina murdară. Bine, o să curățăm și vasele sunt spălate, de fapt, o să mai folosim în seara asta, o să aranjăm totul pe acolo, aruncăm toate hainele în bagaj, pentru că avem un troller imens, sperăm să ne depășim kilogramele și ne pregătim să lăsăm mașinuța. Trebuie să o spălăm și pe afară pentru că am umplut-o de funingine. O să ne distrăm pe vântul și pe frigul ăsta. Deci este un frig de ți-îngheață sufletul, dar apoi să stai în mâini, cu mâinile în apă rece acum. Frumos, soare, frica naiba. După cum zicea Cristina mai devreme, acest camping e folosit în general de cei care vin sau care pleacă. Cred mai degrabă că cei care pleacă din Islanda și se pare că din această cauză avem o grămadă de chestii lăsate aici care le-au mai rămas. Condimente, ulei, ce mai avem pe aici? Ceai, Nutella și un frigider plin. Tot așa cu chestii pe jumătate. Foarte drăguț. Știam. Dacă știam, nu mai facem cumpărături în seara asta pentru masă de seară, nu? Aveam suficientă mâncare în frigider acolo. Da, o să mai lăsăm și noi dacă ne mai rămâne ceva. Să mai lăsăm, deși cred că ne-am socotit la fix. Lăsăm un ștar. A, da. Cărăm acasă. A, da. Cred că cineva se bucură de muștarul nostru. Sunt încă 5 recipiente de muștar în frigider, dar... Da, niciunul nu e ca al nostru. Ne-am făcut și patul, ne-am și schimbat. A venit și noaptea. Aproape. Aproape, da, e 10 și încă nu s-a întunecat de tot. Și mai punem capăt unei zile aici în Islanda, ultima noapte din camper. Da. Să ne fie dor de acest loc de 4 metri pătrați. Așa, 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 are și părțile lui bune, are și părțile lui mai puțin bune. Dar a fost o experiență interesantă. Da. Mă așteptam cumva, cred că să fie un pic mai rău sau ceva. Ne-am obișnuit destul de repede. Primele două nopți au fost mai grele. Păi ne-am obișnuit mai ales cu căldura, că în prima noapte am făcut frigul. Pentru că nu știu exact cum să o pornim ca să ne țină toată noaptea, dar ne-am reglat pe parcurs. Acestea fiind spuse, încheiem acest vlog. Vă așteptăm și în următoarele. Dacă v-a plăcut, nu uitați să ne dați un like, un subscribe și să apăsați pe clopoțel. Și follow pe TikTok ChooseToTravel și pe Instagram _ChooseToTravel. Până la următorul vlog. Pa! Pa!